Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o emisiune specială, o ediție specială, da, specială, pentru că astăzi avem o invitată în studioul nostru de televiziune, pentru prima oară, așa cum v-am obișnuit, noi suntem ca o școală. Este vorba de domnișoara dr. Tsone Silvia, este medic specialist oftalmolog la clinica Gauss. Bine ați venit, domnișoară, în emisiunea noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Astăzi am vrea să discutăm, dacă sunteți de acord, despre o problemă foarte stringentă în momentul actual, și pentru că vederea este practic tot ceea ce ne arată mai mult în viață, fără ochi nu se poate, sau se poate, dar e mult mai greu, și cum vederea trebuie să fie bună, dumneavoastră ați propus un titlu la aceste emisiuni, Cataracta. Da. Bun, aș vrea să ne spuneți despre cataractă, ce este, cum o definim ca boală, ca problemă, și cum apare, când apare, care sunt motivele pentru care apare această boală. Sigur. Cataracta reprezintă opacifierea a cristalinului natural. Practic, în interiorul ochiului există o lentilă transparentă care are rolul să capteze razele luminoase și să le proiecteze la nivelul retinei. Odată cu înaintarea în vârstă, această lentilă începe să se opacifieze, apar tulburări de transparență, devine din ce în ce mai tulbure, mai opacă, și atunci spunem noi că a apărut cataracta. Deci, practic, își pierde transparența, cristalinul natural. M-ați întrebat când apare cataracta? Da, când apare? Care sunt primele semne? Cum o depistăm? Cum ne dăm seama că este asta? De exemplu, eu vreau să vă spun un lucru. Eu, personal, în momentul în care văd, mă uit, în mod special pe un cadru, pe o imagine care este mată și nu are nicio altfel de culoare, nu e pictată, nu nimic, niște viermișori, niște punctulețe, nu știu, o fi asta? Nu, este vorba despre altceva, poate okay. O să abordăm și subiectul ăsta. Nu, practic, cataracta este o boală a vârstnicului. În general, peste 70% din situații se întâlnesc la pacienții peste 65 de ani. Odată cu înaintarea în vârstă, și atunci noi spunem că este o cataractă legată de vârstă. Bineînțeles că sunt condiții speciale când această cataractă poate apărea și mai devreme, și aici mă refer la cataractă congenitală care poate fi diagnosticată imediat după nașterea copilului. Practic, la un consult oftalmologic, la câteva zile, medicul depistează că bebelușul are cataractă și este o problemă deosebită și implică mult și din partea familiei și din partea medicului, pentru că nediagnosticată și netratată la timp, această cataractă congenitală poate compromite permanent vederea copilului. Cataracta poate apărea în orice moment al vieții, dacă mă refer la cataracta traumatică, deci în urma unui traumatism, fie el penetrant sau contuziv, cristalinul începe să se opacifieze, și cataracta traumatică este în special o patologie a pacientului tânăr, pentru că el este activ, el este supus pericolelor, să spun așa, și a traumatismelor implicit. Mă mai pot gândi la boli sistemice care pot grăbi apariția cataractei, și aici vorbim de bolile metabolice, cum ar fi diabetul zaharat. Se știe foarte bine că un pacient care are diabet zaharat dezvoltă cataractă mai devreme decât ne-am aștepta, adică vârsta asta de 65 de ani pe care o considerăm noi, să zicem așa, obișnuită. De altfel, pentru că tot este vară și pentru că este cald și soare, expunerea cronică la razele ultraviolete, fără protecție, poate grăbi apariția cataractei, sau expunerea la radiații în scop terapeutic. De asemenea, este un factor care grăbește apariția cataractei. Mai este o situație în care
poate apărea mai devreme cataracta și aici mă refer la tratamentul cronic cu corticosteroizi și vorbim despre cataracta cortizonică, când ea poate fi diagnosticată oricând în timpul vieții pacientului. Dar, repet, este cu precădere o patologie a vârstnicului și majoritatea cazurilor sunt cele peste 65 de ani. Înțeleg. Cum evoluează cataracta și cum percepem pacientul în acest timp? Primul semn sau simptom pe care îl simte pacientul este încețoșarea vederii. De altfel, el vine în cabinet, se așează pe scaun și chiar asta spune: doamna doctor, văd în ceață, sau cum se exprimă ei, nu mai cunosc omul pe stradă. Este primul semn care îl determină să se prezinte la medicul specialist și îl face să înțeleagă că a apărut o problemă. De asemenea, pot apărea halouri în jurul surselor luminoase sau scăderea sensibilității la contrast, adică pacientul nu mai vede la fel de bine contururile sau culorile devin mai estompate și atunci iarăși pune un semn de întrebare. Sau se pot schimba dioptriile ochiului și constată că nu mai vede la fel de bine cu ochelarii pe care îi purta. Și de cele mai multe ori se prezintă în cabinet cerând o prescripție de ochelari, pentru că el crede că despre asta este vorba, și atunci tu îi spui că are cataractă. Și mai este un aspect important pe care aș vrea să-l menționez. Există un anumit tip de cataractă, se numește cataractă nucleară, în care se modifică practic dioptria ochiului și apare un shift miopic, deci practic pacientul dintr-o dată începe să vadă mai bine la aproape, fără ochelari, decât cu ochelarii pe care îi purta de o viață. Și ăsta este un lucru îmbucurător pentru pacient în primă fază. Vine la medic, medicul îi spune că are cataractă și el imediat spune: nu cred, pentru că eu văd mai bine decât vedeam acum 20 de ani. Mie mi s-a îmbunătățit vederea, eu văd acum la apropiere fără ochelari. Da, este un semn, second sight se numește. Este doar o chestiune de timp până când și vederea asta de aproape se va pierde. Deci, practic, prima care scade este vederea la distanță. Vederea la apropiere se păstrează mai mult timp. Ok, bun. Am fost diagnosticat pacientul respectiv cu cataractă. Care sunt tratamentele sau ce e de făcut? Soluția optimă este actul chirurgical. Practic, este cea mai bună variantă pentru pacient, o variantă care îi crește acuitatea vizuală chiar imediat după operație. Bineînțeles că el în cabinet întreabă medicul: există și altă opțiune? Și aici se gândesc la picături sau la pastile. Din păcate, nu prea există. Sunt pe piața farmaceutică câteva preparate pe care medicii le prescriu. Ele au, să spunem, rolul să stopeze evoluția bolii în timp, dar majoritatea nu și-au dovedit eficacitatea și o parte din ele chiar au fost scoase de pe piață. Și atunci, soluția optimă pentru pacient este chirurgia. Bun. Ce implică pregătirile preoperatorii și nu știu, analize sau ce ar trebui făcut pentru asta? Și omul trebuie informat. Sigur că da. Primul lucru pe care ar trebui tu ca medic să-l faci după ce ai diagnosticat o cataractă este să-i explici pacientului diagnosticul. Pentru că dacă îi spui trebuie să vă operați, intră în panică. Exact. Intră în panică. Repet, majoritatea se prezintă în cabinet pentru o nouă prescripție de ochelari și primesc vestea asta că trebuie operați. Și atunci trebuie explicat un pic despre ce este vorba. El trebuie să înțeleagă și medicul trebuie să efectueze un examen oftalmologic complet. Și aici mă refer și la alți parametri, cum ar fi presiune intraoculară și examinarea fundului de ochi. Este foarte important ca medicul să evalueze retina și nervul optic, pentru că rezultatele vizuale după operația de cataractă depind foarte mult de integritatea retinei și a nervului optic. Dacă avem un pacient care are cataractă și nu mai are alte patologii asociate,
după operație acesta va vedea foarte bine. Dar dacă ne aflăm în fața unui pacient care, pe lângă cataractă, are, mai știu eu, retinopatie diabetică sau degenerescență maculară, el trebuie informat și trebuie avertizat că există posibilitatea ca după acest act chirurgical vederea să se îmbunătățească, dar să nu ajungă la 100% cum își dorește el. Ca și, să spun așa, pregătire preoperatorie, se efectuează o măsurătoare, se numește biometrie, este o măsurătoare importantă pentru că pe baza ei dăm noi, să spun așa, comandă de cristalin, pentru că eu le spun pacienților, lentila artificială care se introduce în ochi este personalizată pentru ochiul fiecăruia, conține, să spun așa, dioptriile necesare. Pentru mine corespunde o lentilă, pentru dumneavoastră altă lentilă, pentru fiecare în parte lentilele diferă și atunci trebuie făcută această biometrie și în urma biometriei se stabilește puterea dioptrică a implantului. Ulterior se prezintă pacientului paleta de cristaline artificiale, pentru că aici sunt mai multe tipuri și o să dezvolt mai târziu, și se dau un set de analize pe care el trebuie să le efectueze și să se prezinte cu ele în ziua operației, și aici mă refer la un consult cardiologic, la o electrocardiogramă, la analize de sânge, hemoleocogramă, uree, creatinină, și cu 5 zile înainte, așa prescriem noi pacienților, o să-și administreze în ambii ochi o soluție pe bază de antibiotic pentru a steriliza un pic suprafața oculară și a preveni, să spun așa, riscul de infecții postoperator. Cam asta ar fi. Nu implică mare lucru din partea pacientului pregătirea asta preoperatorie. Bun. Pentru că am spus, în momentul în care unui pacient îi se spune operație, automat intră în panică. Probabil că cea mai grea senzație este aceea de frica de operație și de anestezie. Știm că anesteziile sunt oarecum dureroase. Cum se face anestezia? Într-adevăr, să știți că pe lângă această temere de actul chirurgical, frica majoritatea pacienților este legată de anestezie, pentru că ei știu că această anestezie presupune o injecție undeva în apropierea ochiului și îi sperie foarte tare ideea asta, pentru că ochiul este un organ sensibil, de a umbla cu acul pe acolo și de a introduce anestezic. Într-adevăr, anestezia retrobulbară sau parabulbară, deci cea cu injecție, este foarte folosită de medici în ziua de astăzi. De ce? Pentru că îi oferă medicului un confort. Practic, în momentul în care realizezi o anestezie retrobulbară, ochiul respectiv devine akinetic. Practic, nu se mai mișcă. Da? Pacientul, nici dacă vrea, nu mai reușește să facă mișcări ale globului ocular. Și asta este un lucru foarte bun pentru un chirurg, pentru că în timpul operației e liniștit, pacientul nu mișcă și atunci reușește el, să spunem așa, să-și facă treaba cum trebuie. Dar această anestezie para sau retrobulbară implică un stres în plus pentru pacient. Pe de altă parte, sunt și anumite riscuri pe care le implică anestezia asta și tocmai din acest considerent astăzi începe să fie din ce în ce mai folosită anestezia topică. Deci anestezia pe bază de picături sau geluri care se administrează efectiv la nivelul ochiului. Noi în clinică de altfel folosim doar anestezie topică, niciodată nu facem injecție pacientului. Practic aceste picături și aceste geluri care se administrează pe suprafața ochiului amorțesc suficient de bine ochiul, astfel încât chirurgul reușește să-și termine operația. Bineînțeles că sunt cazuri speciale și aici mă refer la copii sau la pacienții necomplianți cu afecțiuni psihice cu care efectiv nu te poți înțelege în timpul operației și atunci apelăm la anestezie generală. Deci ea dormim complet. Dar astea sunt situații rare. Da, rare. Da. Bun, am făcut anestezia. Ce urmează? Urmează actul chirurgical în sine, după ce pacientul este anesteziat și are pupila dilatată, pentru că operația de cataractă se realizează pe pupilă dilatată, el ajunge în sala de operație.
Tendința actuală este să efectuăm această operație de cataractă cu incizii cât mai mici, adică cu tăieturi cât mai mici, cât mai fine la nivelul ochiului. De ce? Pentru că vrem să reducem astigmatismul postoperator, asta să zicem că este nu neapărat o complicație, ci un efect al operației asupra ochiului, acest astigmatism, și uneori pacientul necesită ochelari după operație și atunci incizia asta mică în scopul ăsta se face pentru a reduce astigmatismul postoperator și pentru a grăbi recuperarea postoperatorii. Cu cât incizia este mai mică, cu atât recuperarea este mai rapidă. Și spuneam că se fac aceste incizii, practic sunt căile de abord ale chirurgului în interiorul ochiului, pentru că operația de cataractă ce presupune? Extragerea lentilei mate, opacifiate, din interiorul ochiului și introducerea unui implant artificial perfect transparent. Și există o sondă specială cu ultrasunete care practic fragmentează în interiorul ochiului acest cristalin, după care îl absoarbe și lasă pe loc capsula cristalinului, săculețul natural în care urmează să fie introdus implantul ăsta artificial. Și fac o emulsificare, deci procedura asta de a fragmenta și a absorbi cristalinul este, să spun așa, cea mai complicată, cea mai dificilă parte a intervenției, cu cele mai multe complicații și dacă chirurgul nu este foarte experimentat, pot apărea probleme. Ca de exemplu, se poate rupe capsula posterioară, deci acest săculeț de care vorbeam, și pot cădea resturi de cristalin în cavitatea vitreană, deci în spatele ochiului. Asta este o problemă pentru că resturile astea, dacă ajung în cavitatea vitreană, necesită un alt tip de intervenție, și anume chirurgie vitreoretiniană, pe care o efectuează chirurgul vitreoretinian, deci este un chirurg de pol posterior care trebuie să intervină, să extragă acele resturi din cavitatea vitreană. Cu alte cuvinte, pacientul suferă o altă intervenție chirurgicală. Deci sunt niște complicații pe care este bine să le evităm. Și aș vrea să spun că în acest scop a apărut de câtva timp un laser pe care și noi îl avem în clinică și pacienții, să știți că sunt din ce în ce mai informați și chiar vin în cabinet și mă întreabă despre laserul ăsta pentru că au auzit ei că această operație de cataractă poate fi făcută cu laserul. Și laserul ce face? Ușurează misiunea chirurgului, practic efectuează aceste incizii și ele se realizează cu o precizie mai mare și fragmentează din start acest cristalin artificial. Deci, practic, chirurgul în momentul care intervine are, să spunem așa, o parte din treabă gata făcută și este mult mai ușor să continue operația. Operația durează mai puțin, practic trauma asupra globului ocular este mai mică folosind laserul ăsta și, bineînțeles, recuperarea postoperatorie este mai rapidă. Înțeleg că nu mai există riscul a se împrăștia acel cristalin propriu natural. Nu mai există riscul dacă se procedează la operație cu laser, da? Există totuși acest risc pentru că aici depinde și de manualitatea chirurgului, dar bineînțeles că riscurile sunt mult mai mici. Și sunt anumite cazuri speciale în care chiar noi recomandăm pacientului acest tip de intervenție cu laserul. Și spuneam că după ce se extrage cristalinul artificial, se introduce lentila asta perfect transparentă, după care se continuă intervenția, se sigilează globul ocular și cam asta e în mare operația. Cam cât timp durează operația? Între 15 și 20 de minute. Numai atât, oh. Da. Asta este un lucru îmbucurător pentru pacient, pentru că sunt unii pacienți care vin, se așează pe masa de operație, reușim să efectuăm această intervenție, îi ridicăm și au senzația că abia în momentul ăla urmează să fie operați. Deci pentru ei e ca și cum ar fi o pregătire preoperatorie, pentru că durează foarte puțin. Oricum, pentru pacienți, timpul are altă dimensiune și trece altfel și unii nici măcar nu-și dau seama că e
gata operația. Este momentul psihologic, da. Da. Ce se întâmplă după s-a terminat operația? Ce se întâmplă după? După, îi se aplică pacientului un pansament pe ochiul operat. Urmează să stea în postoperator, în camera postoperatorie, cam jumătate de oră până își revine, după care pleacă acasă. Aș vrea să spun că acest circuit pe care eu îl prezint astăzi este cel pe care noi îl abordăm în clinică. Bineînțeles că fiecare spital, fiecare medic, fiecare clinică are protocolul lui și circuitul lui, dar eu prezint astăzi exact cum realizăm noi intervenția asta în clinică. Și la noi se realizează în ambulator, adică pacientul vine, este operat și după operație, la aproximativ jumătate de oră, este chemată familia și pacientul pleacă acasă. Este la fel un lucru care pentru pacient este benefic, pentru că una este să rămâi internat și alta este să mergi acasă, să te relaxezi, să stai în patul tău. Bineînțeles că a doua zi dimineața el se prezintă la primul control, când noi îi descoperim ochiul, înlăturăm pansamentul, facem toaletă locală și ajungem în cabinetul medic unde îi se face prima consultație și în funcție de starea ochiului se prescrie tratamentul. De obicei vorbim despre picături cu antibiotic și antiinflamator, deci vrem să prevenim infecția și inflamația și dacă mai sunt anumite complicații, cum ar fi edem cornean, atunci se mai pot prescrie și alte picături care extrag apa din cornee și limpezesc cornea. Cam cât de importantă este implicarea pacientului după intervenția chirurgicală și să-mi spuneți dacă depinde de el să facă anumite lucruri, să nu facă, de exemplu, eu știu că un caz operat nu are voie să se aplece foarte tare, nu? Spuneți-ne. Exact. Este foarte, foarte importantă complianța pacientului și cooperarea lui după operație, pentru că poate fi vorba de o operație care se decurgă perfect, chirurgul să nu aibă nicio complicație intraoperator și ulterior pacientul, dacă nu își administrează picăturile conform schemei pe care noi o scriem acolo și la orarul pe care noi îl indicăm, ochiul să nu se refacă în totalitate și să rămână cu edem cornean, să rămână cu anumite probleme care îl vor influența din punct de vedere al acuității vizuale. Și atunci e foarte important să înțeleagă că acest tratament este definitoriu pentru vederea pe care el o va avea. Și de multe ori, dacă am în față un pacient emoționat, un pacient afectat de situația prin care trece, prefer să explic aparținătorilor și să discut mai mult cu ei, să le oferi indicațiile lor pentru a-l ajuta pe pacient să-și facă acest tratament și, așa cum ați spus și dumneavoastră, este bine să evite efortul, este bine să nu se aplece o perioadă destul de scurtă de timp și e bine să evite să doarmă pe partea cu ochiul operat. De ce? Pentru că vrem să evităm deplasarea cristalinului artificial pe care noi îl introducem și automat apar niște probleme cu care nu am vrea să ne confruntăm. Deci sunt câteva lucruri pe care el trebuie să le respecte și trebuie să țină cont de indicațiile medicului, că depinde și de el recuperarea postoperatorie. Categoric așa, că după fiecare intervenție contează foarte mult ceea ce facem noi, ceea ce mâncăm, ceea ce muncim, mă rog. Dar pentru că vine publicitatea peste noi, o să luăm o mică pauză și revenim imediat cu alte informații. Publicitate.